Nu știu ce ați făcut dumneavoastră zilele acestea, dar eu m-am grăbit să răspund chemării statului la vaccin, căci mi-a venit rândul. Am mers să mă înscriu. Mai întâi a căzut site-ul. Nu mă descurajez, ține de specificul național. Orice înscriere publică online în România începe cu căderea site-ului, în câteva ore se repară. Dar nici nu s-a reparat bine că s-a închis înscrierea. Nu mai sunt vaccinuri. Iritarea mea însă s-a transformat imediat în amuzament. Recunosc pe mine acest ministru al sănătății mă bine dispune. Își fardează comic incompetența și joacă cu aplomb de om nou, cu veselă inocență, același rol vechi de când țara a numit inspirat de cineva aflarea în treabă ca metodă de lucru la români. Sau mie mi-e simpatic. Toată ziua se laudă și folosește lozici specifice activismului aflător în treabă. Avem treabă! Hai la treabă! Să facem treabă! Apoi, îmi place naivitatea cu care raportează victoria când câmpul de bătălie arată mai degrabă înfrângerea după primele zile. În loc să se concentreze pe întoarcerea situației, el se laudă. De una zi a pus pe Facebook o statistică a celor care s-au înscris la etapa a doua a vaccinării. Câți vârstnici, câți cronici, câți din linia întâi, în fine un grafic care arată bine. Dar nu va arăta niciodată o statistică a celor care nu au putut să se înscrie, deși aveau dreptul. Domnul ministru Voiculescu zice adesea despre sine că practică transparența. E un cuvânt la modă. Ar fi mai util să practice inteligența. Un cuvânt vechi, dar mai util. Și nu mă refer la inteligența savantă, ci la cea de bază, cea specifică, de pildă, unui bun șef de logistică într-o companie. Să planifice intrările și ieșirile. Să nu cheme la vaccinat mai mulți oameni decât câte fiole are. Atât.